Motorină oferită gratuit de către România agricultorilor din Republica Moldova a ajuns săptămâna trecută la Căușeni. Fermierii din trei raioane ale țării și-au ridicat deja motorina donată de statul român pentru seceta din 2022. Este vorba de fermieri din Basarabeasca, Călăraș și Creuleni, care dețin până la 1500 de hectare. Așteptăm motorinile care trebuie să ne libereze pentru întreprinderile că donația de la România și s-au făcut actele și cred că de grabă să libereze. N-avem nici bani, nici motorină. Asta e ajutor. La târziu, dar este. Avem părloaci care vrem să le punem, scoatem copacii, vrem să punem, să pornim, dar e greu. Mai mult ne ies din buzunarul nostru și suntem dători. Nicolae Drăguțan a venit cu tractorul la Căușeni din Cobusca Nouă, anii noi, pentru a-și ridica motorina. Spune că îi va fi de mare folos, mai ales că întoi sunt lucrările de primăvară. Foarte bine, foarte bine că este ajutorul. Foarte bine. Numai, nu știu, să iei mai mult. Când se încarcă, ca suntem la rând, am ocupat rând, urmă la... Mai sunt. Dar cât înainte, nu, nu mai sunt așa de mult. Cu tractoare, butoaie și cisterne, agricultorii din toată țara au făcut coadă la depozitul din Căușeni. Așteptarea, a treilea an, s-a pornit calendaristic de când s-a eliberat. Acum stăm dimineața până seara. Când analizez, toți spun alehante. 26 de vagoane cu peste 1300 de tone de motorină au ajuns joia trecută la Căușeni, iar din prima zi fermierii și-au adus tractoarele pentru a o recepționa. Motorina care a venit asta ajutor umanitar din România a fost dat pe seceta de anul 2022 4000 de tone. Și a fost repartizat conform actelor de secete din 2022. Și după ce s-a luat decizia din partea Ministerului că să facă limita până la 1500 de hectare, s-a împărțit tătă motorină conform actelor aiestului de secetă. Amintim că prima tranșă din cele 4000 de tone de motorină oferită Republicii Moldova în calitate de ajutor umanitar de către România a ajuns pe 3 aprilie. AIPA a recepționat 1546 de cereri cu privire la solicitarea ajutorului umanitar extern acordat de către România, destinat sprijinirii agricultorilor afectați de seceta din 2022. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ajutorul pentru cei selectați va fi de circa 40 de litri per hectar.